În dimineață. Așa? Am văzut laptele ăsta pe canalul ăsta aici. L-am anunțat pe domnul primar. Domnul primar acum, vedem ce zice. Face analize la apă. Asta este o apă importantă pentru crescători. E bineînțeles, se adapă. Aici beau apă animalele, vacile, oile, sunt și păsări. Multe păsări, multe păsări, văzut. Da. Și cred că e destul de chimic albeața asta. E vegetație și pe călmățui, dar pe călmățui nu se decolmatează. Se decolmatează negreasca, pentru că negreasca ajunge într-un anumit punct. Unde cineva trebuie să deverseze ceva. Trebuie să aibă cădere, să-i asigure viteza. Are ea că e cădere la natură, dar trebuie să circule apa, că altfel dacă ar sta în loc, ar fi prăpăt. Domnul primar, cred că astea pe timpul Ceaușescu au fost făcute cu cădere. Pentru că ei vroia să irigi, să... Fără discuție. Ei doar l-a curățat canalul. Eu vorbesc de faptul că Călmățuiu, care din punctul meu de vedere este o apă mai importantă decât canalul ăsta, decât Negreasca asta, este plin de vegetație și nu-l decolmătează nimeni. Sunt economic, îl decolmătează cine îl decolmătează și aduce sculeau. Până să curăță, domnul primar, până vine toată. Până se diluează. Deci sunt la... Cât am mers? 1,5 km. Nu mai am semnal. Acolo nu mai este alb cum este aici. În schimb, este un miros, spre marea mea surpriză, apa asta albă așa nu miroase, n-are niciun miros, nu știu ce, de unde provine. Acolo, în schimb, miroase de... Nu poți. Și pe margine, așa, în vegetație, s-a prins o soluție, un fel de săpun, așa că se sparge așa dacă... E o poșghiță deasupra și se sparge dacă bagi degetul în el. Sau dacă ce bagi ar putea fi? Un detergent? Nu îmi dau seama. Dacă instituțiile statului își fac treaba, să vină să analizeze. Noi oricum am luat apă din asta albă și o să o ducem la analiză, să vedem ce poate fi. Sunt multe animale aici pe... Tocmai asta este, că toate animalele se adapă din Călmățui și din râurile care se varsă în Călmățui. În momentul ăsta nu știți cât de periculoasă este apa asta? Nu știm. Nu știm, a mai fost o chestie de genul ăsta acum vreo 3 ani, pare mi se. Nu aici, în Amonte de la târgul de la Zmeieni în sus, atunci au murit toți peștii. Ar fi curios să mergem, cred că o să mergem și la pod acolo, ne uităm dacă mai sunt pești pe aici. Am văzut că aici în asta limpede erau, dar acolo. Cred că nu sunt afectați, că deocamdată. Nu, atunci erau peștii cu burta în sus, cum se spune. S-a făcut și atunci, cred că, o anchetă. A rămas așa. Noi ne-am bucurat că și-a revenit peștii, și-au revenit peștii în Călmățui. Acum iar le dăm, iar... Ar trebui oamenii să fie un pic mai precauți o perioadă până... Care oameni? Oamenii de aici? Da. Da. Știe omul despre ce e vorba. Și omul dacă, mă rog, o vede că e alb acolo, dar animalul nu știe dacă e toxică, nu e toxică. Cred că nu bea halul ăsta, așa, animalul. De sete. De sete, da. Să vină și dânsi încoace, să vedem dacă mai e așa. Păi că e așa, așa de azi dimineață. De seară o să-i dea iar drumul, o să vină cert, iar ajungem cert dimineața. Cert este faptul aici. Că de aici, în Amonte, peste un kilometru, să zic eu, nu mai este albă. E, cum v-am zis, are miros și... Deci cumva a trecut valul. Exact, și cred că o să-i dea iar drumul în fiecare seară sau la... Nu știu ce să zic, și n-are rost să facem supoziții aiurea, dar e posibil să aibă bazine acolo, să aibă stații de epurare. Și dă drumul. Când îi dă drumul la bazinul cu nu știu ce, când îi dă drumul la bazinul cu altceva, ei știu ce fac acolo. Acum, garda de mediu să știe despre ce e vorba. Deci veți lua legătura, da? Mâine sigur. Mâine sigur. Dar, v-am zis, a mai fost chestia asta și a rămas tot așa. Atunci au murit și pești. Acum, dacă n-a murit nimeni... Posibil să moară și de aici încolo. Stați un pic, domnul primar, că încă nu-i trecut. Doar ce s-a dat drumul. De 24 de ore sau vedem. Cam așa.